Simona Halep este la înălțime nu numai la figurat, ci și la propriu. Administrația locală a orașului Bușten a hotărât amplasarea unui banner uriaș lângă Crucea Eroilor de pe muntele Caraiman, situată la altitudinea de aproape 2300 de metri. Din cauza terenului accidentat și a vântului puternic, salvamontiștii din stațiunea Bușten au reușit cu greu amplasarea bannerului, prin care locuitorii și administrația locală îi mulțumesc Simonei Halep pentru imaginea pozitivă pe care a adus-o României. Bannerul cu dimensiunile de 15 pe 6 metri poate fi văzut acum și de la baza muntelui, din aproape orice colț al stațiunii Bușteni. Reprezentanții primăriei spun că acesta este cel mai potrivit loc pentru a-i mulțumi Simonei Halep la mare înălțime, lângă un monument care de curând a intrat în cartea recordurilor. Sportiva este acum așteptată în stațiune pentru un schimb de mingi pe arena Ilie Năstase. Este un simbol pentru România. Simona Halep este iubită de bușteni. Pentru Simona Halep, în decembrie 2013, atunci când ea era pe locul 11, am făcut primul pas și am spus da, Simona Halep, cetățean de onoare, da, Simona Halep, un bun exemplu pentru toți tinerii României, inclusiv pentru tinerii orașului Bușteni. Potrivit unei hotărâri de Consiliul Local, Simona Halep a devenit cetățean de onoare încă din luna decembrie 2013 și a primit 500 de metri pătrați în localitatea Bușteni pentru a-și construi o casă de vacanță.